În această perioadă, conducerea Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu se pregătește să reînceapă antrenamentele. Între timp, se poartă negocieri importante. Noi vom relua antrenamentele la handbal pe 1 iulie. Așteptăm cu nerăbdare acest moment. Cred că nu vor fi probleme. Văd că toate la fotbal s-a început. O să înceapă și campionatul această săptămână. Cred că și la handbal vom începe pe 1 iulie. Din păcate, unii dintre actualii jucători nu se vor mai regăsi în sezonul următor. Nu au avut randament în competițiile trecute și acum se caută noi variante. Deja la handbal am vorbit, cred că, cu peste 50 de jucătoare. La basket la fel. Acum așteptăm și noi să vedem ce se întâmplă în țară și, cum vă spuneam, nu pot să ofer foarte mari contracte. Aici cine vine, vine mai mult cu sufletul și cu dorința de a face performanță. De jucătoare sau de jucători? 100% vor fi, pentru că nu toată lumea are randamentul scontat de antrenori și de experți și de nu s-au integrat și e normal că atunci când nu joci și nu ești ok, pleci și vine altul în loc. În privința negocierilor, Robert Băleț spune că poartă discuții doar cu jucători din țară.